Bun găsit la știrile din sport. Astra Giurgiu și West Ham United au remizat scor 1-1 în manșa tur din play-off-ul Europa League. Marius Mudic a stat pe banca Astrei la meciul cu West Ham după ce suspendarea dictată de UEFA i-a expirat. Campioana României a obținut un rezultat bun în manșatura play-off-ului Europa League. Remiza obținută de trupa lui Șumudică păstrează speranța calificării în grupele Europa League, mai ales după jocul din repriza a doua. Oaspeții au deschis scorul în finalul primei reprize prin Mark Noble, care a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 45, după un hands comis de săpunar în propriul careu. Astra, care l-a avut pe bancă pe Marius Șumudică, a egalat spre finalul partidei prin Denis Alibek, care a reușit o execuție de mare atacant. Meciul retur va avea loc săptămâna viitoare în Anglia. Trofeul Teliu, cea de-a șasea etapă a campionatului național de viteză în coastă, se va desfășura în primul weekend din luna septembrie în comuna ce leagă județele Brașov de Covasna. Cu o lungime de 3,55 km și o diferență de altitudine de 147 de metri între start și finish, traseul combină zonele de viteză cu virajele tehnice, fiind foarte apreciat de concurenți. Competiția va fi extrem de interesantă și îi poate oferi liderului clasamentului Open, Bogdan Kuzma, titlul de campion național absolut. Lupta va fi însă una acerbă, Edu Stan și Lucian Răduț având în continuare șanse la titlu în cazul unei victorii la Teliu. La grupa N, lupta dintre brașovenii Călin Manițiu și Alexandru Mitroi este extrem de interesantă. Cei doi și-au împărțit victoriile, dar Manițiu are un mic avantaj după ce s-a impus la Sinaia. La grupa A, bătălia se va da între Bogdan Ungureanu și Ciprian Ciubotaru, în timp ce la două roți modrice, Andrei Șerban este foarte aproape de un nou titlu național. Sâmbătă 3 septembrie, piloții vor alerga în 3 runde de recunoașteri și în alte 3 urcări de antrenamente cronometrate, care vor stabili și ordinea de start pentru ziua de concurs. Duminică, de la ora 14, va avea loc prima urcare de concurs, iar cea de-a doua va începe la ora 16:30. Înscrierile concurenților se fac până la data de 26 august 2016. Gata cu știrile din sport, sunt Răzvan Țirea, până săptămâna viitoare, toate cele bune!